Da, doamnelor și domnilor, în direct cu noi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, doamna Alina Petrescu. Bună seara! Bună seara! Care este reacția premierului la dezvăluirile care au apărut în presă? Am văzut că ministrul Justiției în exercițiu s-a sesizat mâine dimineață, va face o solicitare inspecției judiciare să o cerceteze pe doamna Chiove și cu privire la aceste afirmații, la aceste înregistrări. Care este poziția dumneavoastră? Nu putem să avem nicio reacție directă la aceste înregistrări. Important este să se dovedească dacă ele sunt sau nu autentice. Anunțul domnului ministru al Justiției este unul îmbucurător. Exact asta trebuie să se întâmple. Autoritățile care au competențe să verifice aceste înregistrări, să vadă dacă ele sunt sau nu autentice și dacă sunt autentice, care sunt efectele și ce ar trebui să urmeze. Autoritățile care au așadar competențe în acest domeniu vor face toate verificările. Eu nu pot să fac absolut niciun fel de comentariu pe fond, repet, până când nu se dovedește dacă înregistrările sunt sau nu reale. La momentul aveți suspiciunea că nu sunt reale? Îmi cer scuze, n-am auzit? Aveți suspiciunea că nu sunt reale? Până când o autoritate a statului, domnule Badea, nu spune că aceste înregistrări sunt reale, eu nu pot să fac comentarii pe marginea lor. Pe de altă parte, doamna Chiveș n-a dat niciun comunicat să spună că sunt niște falsuri, nu a încercat să nege autenticitatea lor. Desigur, vă păstrați cumva această rezervă și nu vreți să faceți declarații hazardate, dar în condițiile în care ele ar fi autentice, credeți că aceste afirmații sunt grave? Așa cum spuneam, efectele pe care aceste afirmații le pot avea și eventualele urmări, dacă ele se dovedesc a fi fost unele reale, trebuie să fie stabilite de autoritățile care au competență în acest domeniu. Evident, ceea ce pot să vă spun este că eu știu că procurorul de caz trebuie să aibă o independență. Premierul Grindeanu este la curent cu privire la aceste înregistrări? Este în sediul Guvernului? Cu siguranță, da. Este la curent. V-a solicitat în mod expres ca să aveți o poziție rezervată până când ele vor fi dovedite a fi autentice? Cred că este firesc să se întâmple așa. Ce anume autorități publice trebuie să certifice autenticitatea acestor interceptări din punctul de vedere al Guvernului? Care este autoritatea care trebuie să spună da, este chiar vocea doamnei Chioveși? Nu, inspecția judiciară este cea care trebuie să facă verificări în acest caz și să spună care sunt măsurile care trebuie luate. Iertați-mă,